Șoferii vor putea opri, staționa sau parca mașinile pe trotuar doar dacă rămâne un spațiu de 2 metri pentru pietoni, potrivit unui proiect de lege inițiat de senatorul independent Valeriu Todirașcu, anunță Mediafax. Potrivit proiectului de lege, administratorul drumului public poate permite oprirea, staționarea sau parcarea unui vehicul pe trotuar parțial ori total, numai cu respectarea marcajului și numai dacă rămâne liber cel puțin un culoar de minimum 2 metri lățime înspre marginea opusă părții carosabile destinat circulației pietonilor. Inițiativa legislativă aflată în dezbatere publică pe site-ul Senatului prevede că șoferii pot opri, staționa sau parca mașinile pe trotuar dacă rămâne liber un culoar de cel puțin 2 metri. Potrivit reglementărilor în vigoare, mașinile pot rămâne pe trotuar dacă rămâne liber un spațiu de 1 metru. Inițiatorul acestui proiect consideră că acesta nu este suficient pentru persoanele cu handicap locomotor, pentru mamele cu copii în căruț sau pentru intervențiile pompierilor și paramedicilor, dând exemplul incendiului din clubul colectiv, unde nu s-ar fi putut acorda primul ajutor dacă mașinile ar fi fost parcate lângă clădire. După intrarea în vigoare a inițiativei legislative, administratorii drumurilor publice vor fi obligați să marcheze locurile de parcare pe trotuar și să supravegheze respectarea marcajelor pentru a asigura un spațiu de cel puțin 2 metri pentru pietoni.